Vineri 19 august a fost convocată o ședință de îndată a Consiliului Local la care s-au prezentat 18 consilieri locali. Pe ordinea de zi s-au aflat 14 proiecte de hotărâre care au fost aprobate în unanimitate. 18 prezenți. Cu mine 10 prezenți întregi. Având în vedere dispoziția numărul 1258 din 17.08.2016, se convoacă Consiliul Municipal Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman, cu data de 19.08.2016, ora 10, cu ordinea de zi pe care ați primit-o toată lumea, cu cele 13 puncte de pe ordinea de zi, plus un punct de, pe ordinea de zi suplimentar. Primele proiecte s-au referit la Registrul Local al Spațiilor Verzi, la Strategia de Dezvoltare Energetică a Romanului pentru perioada 2015-2020, la modernizarea și reabilitarea Corpului B al Colegiului Național Roman Vodă. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Roman, avizul Comisiei de Urbanism, aviz favorabil, avizul Comisiei Juridice, aviz favorabil, discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 2/3/2016 privind aprobarea strategiei energetice a Municipiului Roma pe perioada 2015-2020. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil cu menține buget estimativ între 100 de mii și 25 de milioane de euro. Conform adresei Consiliului Județean. Deci, conform adresei de solicitare a Consiliului Județean, valoarea estimată este între 100 de mii de euro și 25 de milioane de euro. Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, nu? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, primarul Laurențiu Leoreanu s-a simțit dator să intervină la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal, unde a fost nevoie de transformarea unui post de inspector 1A în inspector debutant. Este vorba despre transformarea unui post de inspector 1A în debutant, pentru că cu asemenea vechime nu a venit nimeni la concurs și atunci dăm o șansă tinerilor să vină la concurs. Deci e și o salarizare mai mică în cadrul bugetului clubului, dar în același timp să formăm și o persoană tânără care să se afirme pe viitor. Și e vorba de asemenea de înființare de două posturi de muncitori. Tocmai pentru creșterea siguranței și acoperirea acestei două posturi sunt pentru pază, siguranță și verificare. Tocmai pentru că avem servicii cu un grad mai ridicat de risc, încât organigrama practic rămâne aceeași, sunt aceste două modificări pentru rentabilizarea activității. Probabil de-a lungul timpului vor mai fi modificări, fiind o entitate nouă, până se așează, are nevoie să aibă și experiența funcționării ei. Consilierul social-democrat Constantin Holban a cerut lămuriri referitoare la încadrarea în învelopa salarială aprobată. Vor fi transferate de cadrul primăriei, organigrama nu va crește. Nu. Dar acum văd două funcții necalificate și două, deci cheltuieli. Două sunt. Două funcții. Dar necadrăm un buget. Pentru că s-au micșorat de la 1A la debutant. La sumă. Da, la sumă rămânem la fel. Cele 14 proiecte de hotărâre propuse au fost supuse votului consilierilor prezenți, care nu au avut niciun fel de obiecții și au votat la foc automat, ședința desfășurându-se în doar 15 minute.